centru economiei globalizate. Cafeaua din această ceașă, plasticul de la această sticlă, microfonul la care vorbesc, bănuiesc și scaunele pe care stăm. Nu sunt făcute aici. Și e un punct de vedere. Și din acest punct de vedere, trebuie să recunoaștem că o parte din rațiunile măsurilor gândite de guvern, o parte din această rațiune este preventivă. În momentul când ai la sud o situație economică extrem de dificilă, ca să folosesc un eufemism, nu-ți poți permite să aștepți să te gândești în 2 ani cam cât vor costa împrumuturile la care va trebui să recurgi pe o piață financiară degradată. Nu poți să faci asta. Asta este iresponsabilitate calificată. Și resping orice pretenție din partea oricui care dorește să ne îmbile în acea direcție. Gândiți-vă puțin și termin cu acest exemplu. Gândiți-vă puțin la situația Spaniei. Șomajul acolo, ați văzut, a crescut foarte puternic. Se apropie de 20%. Asta afectează într-o măsură destul de importantă comunitatea română, despre care știți că numără sute de mii de persoane în Spania. Aceste sute de mii de persoane trimiteau bani acasă. De un deceniu încoace, comunitatea română din străinătate trimite bani acasă. Altfel spus, nu este o bogăție generată internă în România, este o bogăție pe care o primim cu efecte unor bune. Gândiți-vă că regiuni întregi s-au manșezat economic. Nu duceți-vă în zona Bacăului, spre exemplu, o zonă care în anii 90 figura studiile de specialitate cu privire la sărăcie și vedeți că oamenii și-au făcut case, și-au luat mașini. Nu? Dar au și jumătate din familie afară. E bine, o parte din această familie este afectată. Ei și-au pierdut slujbe pe unii dintre ei, sau alții, dacă au rămas acolo, alții țin bani acolo, sau termin mai puțin acasă. Asta înseamnă că guvernul succesiv ale României, de prin 2000 încoace cel puțin, atunci când au analizat acest flux de bani care vine, s-au gândit pur și simplu că este o pură contribuție stabilă și eternă la produsul intern brut. Noi constatăm că nu este așa. Nu este așa. O să fiu și mai bun și o să spun următorul lucru. Exact cum injectez morfină într-un corp bolnav, așa o economie bolnavă a primit morfina fondurilor din străinătate. Exagerez un pic, dar cred că nu mult. Și eu nu cumpăr, am spus, omul și-a luat casă, omul și-a luat mașină. Întrebare, economia românească a generat asta? Sau cumva disperarea unor familii care s-au rupt în două? O parte dintre ele stau diminuse la 2 de kilometri de acest lucru. Repet, eu n-am nimic împotriva existenței unei diaspore economic active. Împotrivă. Dar trebuie să ne gândim în ce măsură această diaspore economic activă este racordată la ceea ce se întâmplă în economia reală românească. Din păcate, se pare că nu este foarte bine racordată. Gândiți-vă și un aspect. O parte bună din acești bani s-au dus în consumuri. Bine ar fi fost să se ducă în investiții mai mult, bine ar fi fost, spre exemplu, să subvenționeze o educație mai bună pentru copiii acelor familii. S-a întâmplat asta. În unele cazuri poate că da. În multe cazuri poate că nu. Și atunci, ca să închiri, o parte din rațiunile acestor măsuri țin de reacția necesară, obligatorie, la o situație care nu se dezvoltă aici. Încă o dată, nu o luați ca pe un fel de atenuare a răspunderii. Pentru că nu este. Dar există și această componentă internațională. Noi evoluăm pe o piață unde agențiile de rating indică spre un stat sau altul și după aceea, în funcție de reacțiile lor, împrumuturile devin mai scumpe sau mai ieftine. Trăim într-o țară în care în mod necesar trebuie să absorbim niște fonduri. Și iată că din diferite motive, unele pe care trebuie să le reproșăm noi, altele care nu țin neapărat de noi, această absorpție nu se ne trece. Și atunci, hai să ne uităm și la situația internațională, fără să ne ludăm răspunderea noastră a celor de aici, să o explicăm oamenilor, pentru că este mult de explicat.
și să încercăm să reacționăm lucid ca țară, ca societate la ceea ce se întâmplă. Nu noi am declanșat criza în materie de finanțe din Statele Unite. Nu noi suntem răspunzători pentru piața în Revoluția Vieții Munții în Spania. Nu. Dar trebuie să reacționăm la aceste lucruri. Nu trăim pe unul dintre sateliții planetei mari, economic vorbind. Și atunci, în măsura în care trebuie să reacționăm la aceste lucruri, nu ne putem permite, repet, să fim irresponsabili. Poate că există un specializat într-o asemenea direcție, dar în ce ne privește pe noi, slavă Domnului, sperăm să nu avem.